ascultători, și continuăm discuția noastră împreună cu Răzvan Vasile, care este CEO și fondatorul MBA Kids Academy. Bună seara, Răzvan, bine ai venit la emisiunea De Sens Vieții. Bună seara tuturor și mulțumesc foarte mult pentru invitație. O mare plăcere. Cu mare drag. În prima parte a emisiunii am vorbit despre gândirea, filozofia și provocările viitorului dintr-o perspectivă filozofică. Acum, ținând cont de pregătirea ta și de preocupările tale, o să vorbim și despre educația viitorului și ce implică ea. Spune-ne, te rog, înainte de a intra în tema aceasta, ce faci și cu ce se ocupă academia aceasta pe care o ai fondat-o și o conduci? Da, de 16 ani sunt mentor pentru copii, în special pentru copii, voluntar. Am locuit majoritatea timpului în Australia, fiind având dublă cetățenie, fiind de și Australia. De 16 ani locuiești în Australia. Da. Și m-am întors în România, plin așa încărcat. Definitiv sau? Eu zic că da. Dar nu e sigur. Sunt încă câte cetățean, am o casă acolo. Okay. Da, e și o țară frumoasă. Dar îmi place mai mult România. E mult mai frumoasă țara noastră. Și nu e vorba de patriotism, vorba de facts. Și după 16 ani am venit în România plin de entuziasm și mi-am regăsit aici foști studenți ai mei, care m-au așteptat cu brațele deschise, cu care am povestit zile și nopți, am să văd evoluția, care și-au adus alți prieteni, care și-au adus, m-au recomandat părinților. Și am intrat în contact cu educația românească, am reintrat în contact și am rămas surprins. Ce te-a surprins? Neplăcut. Neplăcut. De discrepanța, exact ceea ce spuneai înainte, exact ceea ce ai vorbit înainte, discrepanța între a pregăti, între nevoia de a pregăti un copil pentru viitor și realitatea că de fapt acum copiii sunt pregătiți pentru trecut. Este o discrepanță enormă. Enormă. Povesteam tot aici la o emisiune despre am studiat joburile viitorului și râdeam cu Anisa de ideea că, de exemplu, o meserie banală de viitor, avocat pentru drepturile roboților. Wow. Hai să fim un pic serioși, să vedem ce se întâmplă acum într-o clasă, acum când noi vorbim, ce se întâmplă într-o clasă, clasă de liceu, de gimnaziu, da? De grădiniță, și ce se va întâmpla dacă închidem ochii un pic și mintea sare în 10-15 ani. Și atunci ce facem cu copiii? Păi îi pregătim, le oferim un viitor. Pentru că e vorba și de stabilitatea psihică și mentală a unui copil când vede că este perfect pregătit pentru ce e în fața lui. Și este exact inversul, impactul negativ când vede că de fapt nu știe ce se întâmplă, ce are de făcut. Da, corect. Văd din ce în ce mai mult că am 3 copii și identic. Soția mea vede mai mult pentru că este mai mult lângă ei. Dar când fac temele cu ei, îmi dau seama că sunt multe lucruri inutile pe care le tocesc, le învață la școală, de care nu au nevoie. Da, și atunci stau să mă întreb, un copil ar trebui, în primul rând, să învețe să folosească tehnologia ca instrument, nu pentru divertisment, așa Correct. Cum el o face pentru că îi vede pe alții sau învață de pe stradă sau de la colegi. Ar trebui să învețe cum să acceseze un site, să învețe cum să facă un site, cum să-și facă o firmă afacere. Pe internet, da? Afaceri, business, metode de comunicare eficiente. Ori lucrurile astea nu prea se întâmplă, cel puțin în programa școlară sunt văduvite. Știi cum este în viață viața? Viața îți dă teste din care tu înveți lecții. Școala este exact invers. Ai lecții de care tocmai vorbeai, da. Și apoi îți dau teste. Ești numerotat de sus în jos, assessed, adică apreciat de sus în jos. Nimeni nu te laudă pentru acel 8 pe care tu l-ai muncit. Cum ai reușit să-l iei? Cum de n-ai luat 6? Ai luat? Și cum vii acasă, ca și copil, părintele te întreabă cât ai luat, cu o privire tăioasă. Eu văd asta în fiecare zi și aud de la copiii noștri de la MBA Kids. Și te compară și spune, Marian, cât a luat? 10.
Păi și tu, de ce nu poți să ești cât el? Ești mai prost ca el? Da. Nu vrei, ești mai... Și în momentul în care tu ai comparat un copil, i-ai distrus ceea ce el are unic. Unicitatea este partea unică și puterea unui copil. Unicitatea lui. Dacă tu îl compari, dacă tu îl pui jos, put down, cum se spune în Australia, copilul, el va deveni un adult, un viitor adult, fără încredere în el, fără recunoaștere de sine. Frustrat. Frustrat, care va lupta, care va fi îndârjit. Chiar traumatizat. Sunt răni emoționale acestea, sunt traume. Da, sunt traume, absolut. Și mai e o problemă, copilul, orice vârstă ar avea, dacă e mai grav, cu cât e mai mic, e mai grav, consideră părintele ca o autoritate. Și el va spune, măi, tata a țipat la mine, e supărat. Nu e tata de vină, eu sunt de vină. Și mai rău intru în acea buclă care coboară, distruge mentalitatea. Vis-a-vis de ceea ce spuneai, călătoream cu cineva care în comunitatea noastră făcea tot timpul probleme și într-o zi, mergând la o întâlnire, m-a rugat, puteți să mă luați și pe mine cu mașina, zic, aoleu, ăsta o să-mi umple capul iară cu negativismele lui. Și la un moment dat, așa, când l-am prins într-un moment de sinceritate, l-am întrebat, dar de ce sunteți așa de reactiv și așa de supărat pe toți întotdeauna și vedeți partea negativă a lucrurilor? Nu vedeți lucrurile frumoase? Zice, ba da, le văd. Însă eu am trăit întotdeauna cu niște traume în suflet, pentru că mie tata întotdeauna mi-a zis că-s prost, că nu o să fac exact mare lucru în viață și că nu mă duce capul. Și din cauza asta eu trăiesc cu un minus foarte mare și satisfacția mea este să-mi fac parții să sufere, spunea, chiar dacă apar așa ca un monstru, dar eu nu sunt așa în sufletul meu. Să nu credeți că sunt rău. De multe ori îmi pare rău de ceea ce spun, dar e un strigăt al sufletului prin care vreau să spun că exist. Foarte frumos. Cumplit. Un strigăt al sufletului, da. Cumplit, cumplit. Da. Eu am niște exemple concrete care au o vechime de 2 zile. Copii care li s-a spus că sunt nedoriți, copii care au fost comparați non-stop, la care se țipă, la care se urlă, acest abuz este... Și apoi avem pretenția să nu stea pe TikTok. TikTok-ul cumva și social media pentru copil, pe termen scurt, îl apără cumva de zgomotul din jurul lui. Zgomotul acesta toxic din jurul lui, de la școală și din cauza părinților, e o marea mea problemă în educația copiilor. Nu, marea mea direcție este educația părinților. Deci noi personal avem grupe de părinți bazate pe grupele de copii și după ce încheiem educația copiilor, educăm non-stop părinții. Non-stop. Este bucură? Citesc? Oricum, e o îmbunătățire. Vorbeai înainte de social media, care ar trebui să fie pusă în interesul copilului. Asta facem permanent la Academie. Mai exact ce? Vorbim despre integritate. Culmea este un cuvânt care 99% din copii nu-l cunosc. Nici la 17 ani, nici la 6 ani. Eu am rămas șocat. Mi se pare un cuvânt banal. Integritate. Banal ca și cuvânt de dicționar. Da, da. Și după ce am explicat că e vorba de moralitate, de onestitate, apoi am zis, dom'le, e vorba de hoți, de furt. Integritate este opusul. Am înțeles, apoi au studiat. Părinții nu vorbesc despre integritate acasă. Pentru că integritatea, noi o vedem, sau eu cel puțin, cam așa am implementat sistemul, o văd ca tu să nu-ți furi orele dedicate succesului tău. Tu să nu-ți furi succesul. Dacă eu vreau să devin un filozof, da, ca domnul dinainte, da, degeaba vreau și vorbesc și planific și fac de luni totul, că totul e de luni la noi în România. Degeaba fac sau acest de lucru. Mâine. Sau de mâine sau mai încolo puțin. Nu acum. Nimeni nu face acum nimic. Aici și acum. Noi aici și acum trăim, de fapt. Exact. Acum trebuie să facem schimbarea și acționăm. Toată lumea gândește, planifică, vorbește. Mult, mult de tot. Nimeni nu acționează. Cum ar fi ca părinții să acționeze asupra mentalității copilului, să schimbe ce-i în mintea lor, să se înțeleagă? Noi chiar portăm traume, o mulțime. Vă spuneam de copilul care a spus că e nedorit. Și traumele astea vin și din cauza faptului că, neștiind cum să faci anumite lucruri, te simți ineficient. Am fost creați ca winner, ca și câștigători. Nu am fost creați ca niște loser. Noi suntem dedicați succesului. Exact. Așa am venit aici. Și asta nu e psihologie pozitivistă, ci este o realitate. Normalitate. Am fost creați, da, să performăm. Și în momentul în care vezi că unii ajung să performeze și tu nu, pentru că nu știi, da, cum să faci lucrul ăsta, nu te învață nimeni, te frustrează, te face să, exact, fii traumatizat. Pentru că aceste traume sunt, de fapt, frici.
au avut un sens la timpul lor. Au avut un sens să te protejeze atunci, da. Un an, când erai mic. Sau... În situații extreme. Atunci, da, au avut un sens. Și la viața adultă au exact, rost. Da. Au un sens, dar da. Apoi nu. Apoi sunt bagaje în spatele tău, ai un rucsac plin de pietre. Și nimeni nu te poate, nu ți le poate lua, din păcate, nici dacă ești adult, nici dacă ești copil. Trebuie tu să asculți la cineva care spune ceva și tu te să le pui jos. Că altfel nu poți să fugi. Nu poți să alergi. Deci asta este integritatea. Eu nu vreau copiii vreau să, deci niciodată interdicția nu a câștigat nimic. Din toată istoria omenirii este numărul unu. Este cea mai mare problemă în istoria omenirii, interdicția. Niciodată n-a rezolvat o problemă. De aceea noi nu facem, nu promovăm interdicția social media. Exact cum ai spus și tu. Pune în folosul tău. Folosește-o pentru tine. Și nu-ți mai fura timpul pe care tu l-ai putea aloca succesului. Spune mai multe lucruri despre ceea ce faceți la Academie. Cum pot copiii să se înscrie acolo la Academie? Este online? Aveți un sediu de școală undeva? Cum funcționează? Pe ce principiu? Un fel de homeschooling? Sau... Este educație alternativă. Așa. Care, părerea mea, este obligatorie. Aș vrea ca părinții... E recunoscută de sistemul de învățământ? Bineînțeles că nu. Da? Nu. Sistemul de învățământ este educăm pentru trecut. Este Academia de Informații Inutile, care nu te învață cum să tare. Înveți. Nu te învață chestia cum să asta. Înveți, nu te învață cum să mănânci sănătos, nu te învață cum să dormi, nu te învață cum să ai o relație când ești adolescent. Nu te învață nimic. Ce te învață? Nu te învață cum să faci o afacere, nu te educă financiar. Păi te aruncă undeva într-un cosinus tangentă de sinus de alfa, cu valență la cupru. Și ce fac eu cu asta în viață? Mă duc și mă angajez la McDonald's și primesc stele și sunt bullied, din nou sunt bullied pentru că atrag de managerul superior, de cel de sus. Nu asta e ideea. Deci de aceea este Academia de Studii, de Academia de Informații Inutile. Bun, acum, ce facem noi? În primul rând spunem copiilor așa, viața este extraordinar de frumoasă și este atât de frumoasă datorită faptului că viața este foarte simplă. Tot e simplu în viață. Important este să scapi de aceste blocaje. Pentru că blocajele tale îți fac limite din cauza fricilor. Sau invers, fricile și blocajele îți devin limite. Și atunci tu crezi că asta e tot. Bucureștiul e studioul ăsta. Nu, este un oraș imens, după care avem România, după care avem Europa, după care avem globul, după care avem Universul. Da, deci, da. Așa e și în viață. Așa e și în viață. Și sunteți doar pe online? Sau? Acum așa. Explic că asta o să spun, că viața e simplă și frumoasă. Cum la putem fel și la găsi noi. Minunăția da. Asta? Deci să noi facem online și fizic. Toată lumea, în toată România, poate să vină online la noi. Avem site-ul nostru unde se pot înscrie, unde avem toate numele de telefon, toate formele de contact. Suntem foarte ușor de ajuns la noi, foarte simplu. Suntem peste tot în social media, de la TikTok, la LinkedIn, suntem peste tot. Iar site-ul nostru este exact denumirea Academiei, .ro, mbakids.ro. Foarte simplu pentru părinți. Facem fizic și în București. Deși ne dorește fizic, doar în București este posibil. În 2 săptămâni deschidem filiala din Brașov. Și în timp, adică mă refer la următoarele 6 luni, vom deschide toate orașele principale prin parteneriate. Și nu franciză, parteneriate. Studiile sunt în română sau în engleză? Sunt în română și suntem pregătiți să le facem și în engleză. Și ce studii facem? Că asta m-ai întrebat. Hai să vedem, ce da. Ce studii facem? Ce înseamnă MBA? Asta ne interesează, da. MBA Kids înseamnă MBA pentru copii. Ce înseamnă MBA? Master of Business Administration. Învățăm copiii să-și administreze o afacere. Pentru asta învățăm, îi educăm financiar, îi instruim în arta antreprenoriatului, facem ideile de startup, avem un curs, se numește De la Zero la Startup și De la Startup la Unicorn, aceste startup-uri care valorează 1 miliard de euro, pentru că acești copii trebuie să aibă viziune. Da? Ca să aibă misiune, trebuie să ai viziune, direcție, obiective. Facem marketing, facem PR, facem comunicare, însă, am spus stop inițial, am zis, domnule, facem toate astea, sunt perfect pentru MBA, dar dacă eu nu știu ca și copil să-mi gestionez emoțiile, comunicarea, gândurile, comportamentul, cum să managerez eu o afacere? Și atunci am pus cai în fața căruței și am început cu cursuri de mentalitate de creștere, mentalitate de succes, educație de succes și leadership. Toți copiii sunt lideri. Asta va fi bucuria mea când voi vedea toți copiii cu mentalitate de lider. Când ești un lider, lumea te apreciază. Tu nu mai trebuie să atragi lumea prin showing off. Am observat că toți copiii sau în ziua de azi... Fanelor și alte. Da, n-ai nevoie de social media și de selfie-uri. Când tu ești un lider, nu te mai focusezi pe verbul avea.
Te focusezi pe verbul a fi. Când tu ești ceea ce trebuie în interior, totul se va schimba în exterior. Asta e marea schimbare care vreau să fac. De la verbul a avea, un ceas scump, un telefon scump, un selfie prelucrat, la modul cine sunt eu, vreau să fiu cineva de valoare. Poate fi făcut acest program în paralel cu școala. Exact așa este construit și structurat. Un fel de after school, dar mult mai exact. Elaborat. Complementar școlii. Complementar. Da. Cât durează cursurile pe o zi? Sau sunt zilnice? Sunt o zi, două, trei pe săptămână? Dacă vorbim la nivel individual, un copil vine în academie, va face două ședințe pe săptămână, totul este calculat, minutele sunt calculate, numărul ședințelor calculate pentru putere de absorție. E foarte important să nu forțezi copilul. Trebuie să prindă, trebuie să te joci, trebuie să ai role player, trebuie să ai boarding games, jocuri aplicate, profesioniste, gândite, psihologice, dar aplicate. Avem și psihoterapeuți care observă din exterior ce se întâmplă și ne fac rapoarte și pentru noi, dar și pentru părinți, pentru că noi vrem părinții să știe ceea ce ei nu știu. Ei nu știu multe lucruri despre copiilor. Și cum se poate face înscrierea acolo? Pe site? Înscrierea se face pe site ori pe toate formularele care noi le avem în social media. De exemplu, eu vorbesc foarte mult în social media. Am TikTok-uri de 15-20 secunde pentru că spun întotdeauna ce facem nu este unic. Nu este absolut deloc o laudă și nu este marketing. Este realitatea. Ce facem este unic. Și atunci am filmat foarte mult simulând o lecție cu niște copii. Colegii mei când au văzut, și toți colegii mei sunt copii, eu lucrez doar cu copii de 19-20 de ani, momentan, au tăiat și au pus, au umplut TikTok-ul de aceste filmulețe. Și după fiecare filmuleț poți, ai toate datele de contact, poți să vezi dacă ți-a plăcut, poți să te înscrii. Dar în principal ai formulare de contact și website-ul nostru. Învățământul se face pe categorii de vârstă, pe clase, cum... Absolut, am împărțit pe grupe de vârstă, da. 6-10, 6-9, 10-13 și 14-18 și împărțim și în subgrupe, în funcție de valoare, pentru că sunt copii care efectiv explodează după a doua ședință, în sensul bun. Deci sunt copii fenomenal, deci după ședință stau de vorbă cu părinții, nu știi care e copilul și nu știi care e părintele. Eu sunt și copil și părinte, suntem foarte entuziasmați. Și vedem evoluția lor fantastică. Nu-i țineți acolo 4 ani de zile ca să stea, să absolve toate canoanele educaționale. Eu personal am creat un curs de nehotărâți sau de oameni care vor să tace în fil, să vadă cum se simte copilul, cum ce prinde. Și atunci avem un curs de o lună, atât durează, cursul de mentalitate de succes, durează o lună și sunt două ședințe pe săptămână. Apoi poți să începi cu pachetele de business și afaceri și antreprenoriat, cu pachetele de comunicare, pentru că facem și comunicare. Comunicare este o artă. Trebuie să înveți, primul rând, să taci. Și atunci avem și arta comunicării, care înseamnă ce? Dicție, arta comunicării înseamnă public speaking, înseamnă inteligență emoțională, care este atât de importantă, înseamnă bune maniere, înseamnă etichetă, care nu mai există în jur. Apropo, când a fost ultima oară când ai fost impresionat de bunele maniere ale cuiva? Asta am vrut să... Da. Asta a fost răspunsul. Mi-aduc aminte, am fost la un restaurant și mi-a plăcut servirea de acolo, faptul că am fost respectat, dar trebuie să recunoaștem că bunele maniere nu sunt chiar peste tot. Adică am devenit o societate mitocană. Da, absolut. Da. Mediocră, în care regalitate, noblețea, bunele maniere, bunul simț... Nu înțeleg. Da. Sunt cuvinte care au dispărut, ca și integritatea. Da, exact. Da. Bunele maniere sunt de o importanță capitală, pentru că înseamnă respectul de sine. Asta învățăm copilul. Ești integru, ai respect de sine. Ai bune maniere, te respecti pe tine. Nu trebuie să faci nimic forțat. Nu trebuie să faci absolut nimic forțat. Sau că cineva te urmărește, sau că cineva urlă, țipă, te bate sau te pedepsește. Trebuie să faci pentru că așa simți tu. Și atunci totul s-a reglat. Poate că unii telespectatori, ascultând despre proiectul acesta foarte frumos, încep să aibă așa niște strângeri de inimă, pentru că
nu și le pot permite financiar. Sunt copii care, hai să zicem, trăiesc în condiții defavorizate, nu au posibilități financiare să-și permită un asemenea program. Aveți ceva și pentru astfel de categorii? Și dacă da, care sunt condițiile și cum pot să beneficieze? Observ din entuziasmul meu că sunt atât de implicat. Când ești implicat într-un proiect, îți dorești să fie perfect. Ca să fie un proiect perfect, trebuie să fii sigur că ai luat fiecare punct posibil, fiecare problemă sau provocare posibilă și ai rezolvat-o. Noi am început această academie cu burse gratuite pentru copii. De câți ani funcționează? Păi eu, conceptul l-am de 16 ani, în România nu are nici măcar jumătate de an, doar că a devenit fenomen peste noapte. Noi azi ne-am lansat și în 5 zile am avut sute de înscrieri. Suntem denumiți fenomenul nou astea. Ne-a bucurat foarte mult, tot din cauza copiilor. Au venit atât de mulți copii peste noapte, părinți, de fapt, care i-au adus pe copii. Deci noi avem, efectiv, doar 3 luni de funcționare. Ne-au luat un timp să punem totul pe să setăm pe market, apoi părinții au aflat de noi și s-a dus ca o bulgăre de zăpadă printre părinți și prin social media. Pentru că facem niște chestiuni speciale. Și am spus că am început, de exemplu, că asta a fost ideea inițială a ultimei întrebări, am început cu burse sociale gratuite. Am dat tuturor copiilor care n-au posibilitatea, cu ei am început. Burse sociale gratuite. Am făcut gratuit, cum am făcut o viață întreagă. Da. Apoi am început partea comercială, să spunem, pentru că trebuie să susținem academia. Sigur. Și profesorii și noi trebuie să evoluăm, totul trebuie să evolueze. Însă am avut o ambiție, să caut parteneri și sponsori prin care să am ora de MBA să fie un pic mai ieftină ca ora de meditație de clasa 8-a. Deci, absolut toată lumea e binevenită, nu există efort financiar. Este un pic mai ieftin ca o oră de meditație. Sau gratuit dacă tu chiar nu poți. Noi analizăm situația financiară, vorbim cu diriginta, vorbim cu liceu, vedem într-adevăr că ai o problemă, vii gratuit la noi. Deci așteptăm pe toată lumea, absolut pe toată lumea. Banii nu sunt o problemă. Da, este fantastic faptul că puneți la dispoziția copiilor și a părinților un învățământ alternativ care se adaptează noilor nevoi și nevoilor care țin de viitor, pentru că se schimbă foarte greu lucrurile, evoluează foarte încet și societatea merge înainte, lumea merge înainte, exact. Tehnologia ne aruncă în aer, nu că merge cu pași repede, ne aruncă în aer, efectiv. Schimbările de la zi la alta sunt fantastice. Și atunci, dacă e să vorbim de business, de antreprenoriat, de cine să le facă toate aceste educații? Copiii noștri sunt viitorul planetei, nu ai țării, viitorul. Cam toți spun asta, dar de fapt nu se întâmplă nimic pentru ei. Lipsă de integritate, asta am spus. Pentru că noi asta facem. Noi vedem părinții. Noi, prima oară când răspundem la un telefon, întrebăm ce v-a determinat să ne sunați? Ce problemă ați văzut dumneavoastră rezolvată aducând copilul la noi? Și astea sunt problemele, exact. Copiii care au depresie sau anxietate, copii care n-au încredere în ei, copii care sunt bullied fizic sau verbal, online sau fizic la școală, copii care nu mai au motivație, copii care nu sunt disciplinați, copii care au început să fure, copii care din casă, copii care au început, care stau foarte mult pe TikTok, pe Facebook și nu mai prezintă interes școala, ceea ce e normal. Vedeți cumva toate astea congruente cad pe părinte. Părinte trebuie să știe să deșifreze acest limbaj. Noi îi ajutăm foarte mult acum. Îi ajutăm. Și avem rezultate fantastice. Deja, în doar 3 luni, rezultatele sunt enorme. E o prăpastie enormă între fracțiunea asta educațională istorică, da, înțepenită în timp, și alternativa pe care le oferă tehnologia, unde totul este viu, este colorat, este dinamic, se schimbă foarte repede. Și atunci ei sunt în fața unei alegeri, părinții iarăși nu știu ce îi împarte asta la altă și îi împing, bă, du-te pe tradițional, fă, trebuie să faci, și societatea civilă îți impune chestia asta, exact. Că trebuie să fii recunoscut, trebuie deci să ai diplome ca să ajungi să faci lucrurile respective, dar pe de altă parte tu ești total sau aproape în totalitate nepregătit pentru absolut. Viitor. Absolut. Și asta e un joc foarte dureros și dramatic pentru părinți și pentru copii. Și dramatice sunt și statisticile. 94% din ceea ce fac copiii cu tehnologia nu face sens.
decât oropsire mentală și obosire mentală. Entertainment, și spălare socializare de creier. Ieftină pe rețele. Deci doar 6% sociale dintre copii sau din orele alocate de copii acestei distractions, nu? Produc și produce ceva real și corect. În rest este doar o pierdere de timp, o lipsă, un furt al succesului pentru ei. Da. Eu aș putea să-ți dau două, trei exemple ce vorbim noi cu copii, dacă se poate. Chiar sunt curios, hai să vedem ce vorbiți cu copii și înainte să nu mi-uit întrebarea, dacă aveți întâlniri unul la unul cu copiii sau doar este un fel de coaching cu ei? Nu, sau facem evaluări inițial, da, unul la unul, da, asta și propunem părinților. Sunt evaluări în care am întors paradigma, invers. Copilul ne evaluează pe noi. Deci copilul vine și ne evaluează pe noi unul la unul, fizic sau online. Bineînțeles că evaluăm și noi, da, dar el trebuie să hotărască îți place, simți o energie, simți un bonding. Copiii sunt drăgostiți de noi, pentru că noi avem entuziasm. Noi suntem copii la rândul nostru. De aici și această mare, mare avalanșă și noua referință, pentru că noi suntem copii. Și pentru a putea coordona un copil, trebuie să te simtă că ești ca el. Și trebuie să dai exemplu personal. Ai o problemă la școală? Și eu am avut multe probleme la școală. Și povestim prin ce am trecut noi la școală. Și eu să zic că, vai de mine, dar eu sunt mai bine ca tine. Da. Și tu cum ai ieșit din problema asta, întreabă copilul. Și uite cum ne-am legat cu ei. Și de aici vine și ce vorbim noi mai departe. Că după ce ai făcut acest bonding, pe care părintele nu-l face, părintele vine, întreabă ce ai făcut, copilul răspunde sharp, scurt, bine. Cum a fost? Ok. Și nimeni nu mai merge mai departe. Noi mergem foarte departe și aflăm multe informații. Updatăm părinții permanent cu ce se întâmplă. Despre ce mai vorbim cu copiii? Ce-ți dorești să fii? Fotbalist, nu știu, fizician. Fel de mentoring. Exact. Bun, aia ce înseamnă? Ce reprezintă? Sau vechiul OSP. Exact, da. Orientare școlară profesională. Da, chiar am și uitat de expresia asta. N-am mai auzit-o de 20 de ani. Da. Și apoi ajungem la ideea de succes. Pentru că asta își doresc toți. Dar este acolo, într-un mic întuneric, ei copilașii. Și succesul, noi îi întrebăm, care crezi tu că sunt ingredientele succesului? Sau ce crezi tu că te oprește? Hai să vedem ce te oprește către succes, hai să vedem ce te ajută către succes. Și atunci discutăm de aici. Bineînțeles că noi începem un pic științific, că vrem să și șocăm un pic. Ce te oprește către succes? Ideologia. Când tu crezi că știi tot, când tu crezi că nimeni te poate ajuta, că tu ești deja... Foarte greșim sus, gramatical, da, cel de mai regulă superior. Copiii nu au probleme. Păi ei copiază părinții. Adulții o copiază, cum copiază, da, părinții. Că acum deja sunt multe conflicte între copii la școală. De aici și bullying-ul care a avansat enorm. România e locul 3 în Europa la bullying, ca să-ți dai seama. Apoi vorbim despre inerție. Inerția înseamnă ce? Ca și opunere, este ca și ingredient antisucces. Inerția ce înseamnă? Înseamnă opunerea către schimbare. Te opui schimbării. Și un copil care se opune schimbării devine opusul lui. Adică dintr-un copil bun, deștept, cu potențial, devine exact invers. Pentru că tu trebuie să mergi schimb. Ce e schimbarea? Pe românește singura un constantă. Tâmpit. Din păcate, sunt... Chiar citeam despre niște statistici că noi tocăm genii. Efectiv, exact. Tocăm genii. Multe excelent. Genii din România se ratează pentru că nu au infrastructură. Cred că există o singură școală care se ocupă de ei, dar în general nu prea există o preocupare foarte laborioasă față de corect. Genii, pentru că nu e nevoie în structurile actuale de genii. Și mulți dintre ei... Ai nevoie de mediocritate. Da, nu? Mediocritate, multă și docilitate. Și mulți dintre ei se ratează. Și corect. Considerăm, ăștia sunt proști. Și nu numai, nu numai intelectual, ci și în sporturi. Da. Câți copii avem, ce sportivi buni și care se ratează. Exact, corect. Corect. Și ce faceți voi ca să îi conectați cu ei și cu potențialul lor? Dăm exemple concrete și simulăm exemple care sunt concrete sau noi știm că funcționează în restartarea lor. Pentru că noi facem un detox, mental al copilului și îl facem și conștient de ce blocaje are el. Vorbeam cu copilul de bani. Zic, tu nu vrei să faci o afacere? De ce vrei doar fotbal? Nu vreau să fac afacere că banul este ochiul dracului. Serios. Oh. De ce? Pentru că bogații sunt nefericiți. Nu e adevărat. Toți bogații sunt fericiți. Dacă un bogat e nefericit, este pentru că el alege, din cauza banilor. Da. În primul rând îi facem conștienți de faptul că
Nimic din ceea ce înseamnă succes, bani, sănătate, fericire, familie, prieteni, hobby-uri, excursii, orice, nu știu, nu caritate, sine, da. Da? Nimic nu se exclude cu altceva. Eu pot să fiu și frumos, și bogat, și de succes, și cu prieteni, și cu familie fantastică, și sănătos. Nu există, că i-am întrebat de multe ori, auzi, ce alege tu, Ionel sau Ionică, ce alege tu, sănătate sau bani? Și fii atent, timp de gândire, mult, sănătate. Dar de ce nu și sănătate și bani? De ce nu? Ah, da, blocajele provenite de la părinți și părinții le au de la bunici, cu banii. Mai bine sărac și liniștit. Și curat. Da, ce sărac înseamnă și curat. Să numesc capcane de săraci. Noi așa le numim. E, poate e forțat, poate... La mine sărăcia nu se referă la bani. Sărăcia se referă la idei, la pozitivitate. E sărac în pozitivism. E sărac în dorință de succes. E sărac în a te elibera și a afla cine ești tu cu adevărat. Nu ești curios să știi cine ești tu cu adevărat? Cum ai spus tu, noi ne-am născut să fim de succes. Și atunci exact. De ce nu am succes? Pentru că am blocaje și convingeri limitative. Așa începem cu copiii. Dar ei conștientizează rapid față de adulți. Imediat. Sunt mult mai maleabili și mai au deschiși. Au constructul mental de-abia făcut. Tabula rasa. Exact. Încă nu e scrisă, nu e dăltuită tabla aia minții. Fundația noastră e mare. Da, la noi sunt cimentate niște idei care... Betonate. Ies greu de acolo. Exact. Dar mă bucur că există și părinți, există și copii care se deschid spre zona aceasta a tehnologiei, a unui învățământ alternativ. S-a început acum ceva și cu after school-urile. E un pas care îi ajută pe oameni să înțeleagă că se poate face și altceva în care copiii pot să practice și un sport după școală, să facă și alte lucruri, nu doar să tocească. Exact, absolut. Da, da. Totul are un sens. Totul e balance feels best. Echilibru este cel mai... Trebuie să fie cel mai căutat lucru în viața unui om. Copil, nu? Da, adult. Da, da, da. Știi, m-am întrebat părinții, și ce să facem cu copiii, să-i facem, că e greu, nu e nimic greu. Terminați cu aceste blocaje, viața e grea și rea, nu există. Primești ceea ce atragi, da? Copilul este o sămânță. Ok, hai să facem aici, luăm acum o plantă aici, luăm o sămânță și un ghiveci. Ce ai de făcut? Ai sămânța, te uiți la ea, vezi dacă e ok. O plantezi într-un pământ, pui îngrășământ, o uzi regulat, nouă neci. Da? Nu o lasă să usuce, o pui în soare, dar nu toată ziua, o pui într-o umbră când e prea mult soare. Ai grijă de el, îi pui muzică simfonică, o plivești, o aranjezi, o uzi pe frunzuliță, o ștești de praf ca să facă fotosinteză. Asta ai de făcut cu un copil. Ce e atât de greu? Sunt practic niște legi date de divinitate care nu pot fi contestate. Simplu. Creșterea unui copil, dezvoltarea unui copil, așa cum dezvoltarea fizică se... face după legi și dezvoltarea spirituală, emoțională, educația se face tot pe baza unor legi. Pentru că dacă ar funcționa inima doar după emoții și creierul și sistemele noastre circulator și nervoși și așa mai departe, cred că ar fi un dezastru. Exact. Exact. A muri la fiecare 5 minute. Da. Da. Uite, acum am auzit, eu aud expresii, îmi place de mor mâncarea asta. Mă doare capul de mor. De ce gândim săracul Ionică, ce simpatic a fost, dar uite că i s-a oprit curentul în timpul emisiunii. De ce săracul Ionică? De ce săracul? Plângerea uite, lui Ionică i s-a oprit curentul. Gata, afirmație. Da. Oamenii gândesc foarte mult negativ. De ce? Pentru că stau foarte mult în viitor și în trecut. Păi tu când ești în trecut și în viitor, nu ești în prezent. Tu doar în prezent îți construiești viitorul. Ești, domne, de acolo din trecut. Și stai în prezent ca să faci viitorul. Că dacă stai în trecut, nu ai viitor. Și apoi te plângi că viața e grea. Nu. Tu nu te duce mintea. Asta, apropo de copii. Da. Și atunci trebuie să știi chestiile astea. Știi, Ionică, câte gânduri avem noi pe zi? Minim, nu mediu. Nu știu. Hai că spun eu câte ai tu. 90.000. Nu le-am 90.000. Nu le-ai pe eu. Încearcă. 90.000. E clar că se știi media gândurilor negative din aceste 90.000? 90%. Dacă noi înmulțim 90% cu 90.000, noi avem 81.000 de gânduri negative. Dacă tu nu ești o fire, dacă nu ești un lider, dacă nu ai mentalitate și atitudine de succes sau puternică, cum să-ți manageriezi tu ca adult, dacă și copil, atâtea gânduri negative? Normal că viața e grea.
Dar trebuie să-l devii observator, să spui. Deja devin negativist când îmi dau seama câte gânduri negative. Păi da, dar ele nu sunt reale. Ele nu sunt reale. Ele sunt încercări. Pentru că succesul nu e ușor. Adică nu e ușor, altă prostie. E ușor, dar trebuie să muncești un pic. Chiar mai mult. Da. Munca îl definește pe om. Chiar așa e. Trebuie să pui efort. Trebuie să... Oricum te epuizează mai mult mentalitatea negativă decât munca pentru succes. Asta este clar. Clar. Și o problemă pe care o ataci și începi să o rezolvi sau să găsești soluții la anumite provocări, îți ia mai puțină energie. Absolut. Și acțiunea spre rezolvarea lor decât să stai să-ți plângi de milă, să-ți faci tot felul asta de scenarii, exact, victimizare, exact. Suferi enorm. Plus că tot... nu se mai termină. Păi pentru normal că intri într-o... Absolut, ești victimizarea tot lipsă de credere. Hamsterul ăla care fuge în roată. Ăla e, asta văd eu în fiecare zi. Eu de la telefon când aud părintele, deja văd copilul. Că îl văd pe negativ, permanent. Noi încurajăm foarte mult și părinții. Dar vezi ce simplu e? E atât de simplu. Ce ai făcut tu pentru copila și tăi, cei trei, în ultima săptămână, ca să-i îndrumi spre pozitiv, spre succes? Asta îmi trebuie fiecare părinte. Da, acum te ne luăm timp în fiecare zi să discutăm cu ei, să vedem cum sunt, cum au fost la școală, nu doar că bine sau așa, cât au luat, în sensul ca să-i ajutăm să fie mai buni și să își dea seama exact de ce nu au luat nota sau calificativul respectiv. Nu ca să-i facem să simtă inferiori. A venit fetița mai mare într-o zi și a zis: tate, am luat 60 de puncte. Extraordinar, foarte bine. Asta e de făcut. De ce crezi că n-ai luat 100 de puncte? Păi uite, au fost vreo 5 întrebări acolo. Da, dacă le luăm acasă pe rând, le știi să le faci? Da. Zic că ai avut o lipsă de concentrare. Obosit. Asta e, obosită, poți să treci peste. Fericită. Și să mergi mai departe. Da. Deci... încercăm să scoatem, mi-e foarte greu, trebuie să recunosc lucrul ăsta, pentru că am fost crescuți în sistemul ăsta de educație făcută cu mitraliera. Da. Trebuie neapărat să fii de 10 tot timpul. Marea prostie și mare ironie că oamenii care nu sunt de 10 tot timpul conduc lumea. Ei, uite, eu am avut doar 10. N-am avut nici măcar o notă de 9, că mama mea avea obsesie cu aceste note, da, da. De care mi-am dat seama de obsesie acum vreo 3 ani. Și am zis, Doamne, da, da. Răzvan, pe scurt, un mesaj pentru telespectatorii noștri, pentru că se duce timpul foarte repede. Ce le recomanzi părinților și copiilor? De ce ar trebui să vină la... În primul rând, niciodată nu-i prea târziu sau prea devreme să pui un copil pe acest drum al viitorului și acest drum al succesului. Aduceți copiii sau duceți copiii la aceste cursuri care le dezvoltă gândirea. Le deschid ferestrele. Deci această academie, și o spun din suflet, sper că se vede, da. Sunt ferestre într-un bunker. Lumina, adică înțelepciunea lor, succesul lor, va intra în funcție de cât de larg sunt ferestrele. Noi asta facem fiecare zi. Lărgim ferestrele acestui bunker. Și ei vor putea ieși afară și se vor uita, asta e viața. Pentru că asta e viața, lumină, frumoasă. Deci aduceți copiii și noi vă promitem, le vom lărgi aceste ferestre ale înțelepciunilor și ale succesului. Mulțumim, Răzvan, pentru determinarea ta și pentru tot aportul pe care l-ai adus în emisiune și nu doar, pentru că ceea ce faci tu are legătură cu realitatea, tu faci ceva pentru copii, pentru viitorul lor și ne bucurăm că ai răspuns aceste invitații și te mai așteptăm la emisiunea Lăsă-mi vieții. Mulțumesc și eu foarte mult. Mi-a făcut o mare plăcere. Chang Palahniuk întreba, oare când s-a transformat viitorul dintr-o promisiune într-o amenințare? Adevărul despre viitor are aceste două culori. Pentru unii este o promisiune, iar pentru alții o amenințare. Din păcate, așa cum spunea William Somerset Maugham, citez, viitorul este ceva pe care cei mai mulți îl iubesc abia după ce a devenit trecut. Am încheiat citatul. Fiecare dintre noi putem alege cum să întâmpinăm viitorul. Putem să ne închidem în carapacea negativismului pictată cu tot felul de scenarii sumbre sau să ne bucurăm de oportunități, să creștem, să ne dezvoltăm și să fim fericiți. Domnilor și domnilor, sunt Ionică Herlea și m-am bucurat să fim împreună la emisiunea De Sens Vieții. Ne revedem sâmbătă seara viitoare la ora 19. Până atunci, vă doresc o seară frumoasă și plină de inspirație. Pe curând!